Salutare, internet și frați peloponezi! Astăzi facem videoul despre funcționalitatea aplicației Maponia, așa că rămâneți cu mine și sper să vă placă ceea ce o să vă explic despre Maponia. În primul rând, haideți să dăm drumul la aplicație, ca să vedeți și voi exact ce fac aici. I-am dat. Merge? Nu merge. Așa să dăm acum. 3, 2, 1, start. Și alegem Maponia. Păi, Maponia vine ca o aplicație, nu știu cum să zic, ca o aplicație care incorporează, cum ar veni, mai multe aplicații. Pentru noi, stați așa, să ne dăm și locazie, așa. După cum vedeți, Down Fresh, Sea Foods. După cum vedeți, această aplicație ne ajută pe noi șoferii de camion să găsim locuri mult mai ușor și să le avem la îndemână pe toate într-un singur loc. Chestia e că în aplicația asta se vrea o aplicație care să ajute șoferii la modul ăsta, adică fiecare să adauge câte ceva și astfel, dacă e o comunitate foarte mare, atunci evident că vor fi și locuri foarte multe. Hai să începem cu începutului de început. Avem, cum vedeți în interfață aici, direct funcția de caută și filtrează. Haideți să facem o mică căutare. Să zicem că la categorie, nu știu, să zicem că căutăm o parcare. Am selectat parcare, am dat înapoi back. Locația, aici ori introduceți niște coordonate, gen dacă cunoașteți o locație sau, nu știu, gen o zonă mai mare, sau pur și simplu la locație caută locația și scriu un oraș. Dau un exemplu, ne ducem acum în jos către casă, Carlisle, da? Am ales Carlisle, ok, și ne arată în ce rază să caute parcări în zona Carlisle și să punem o rază de 20 de kilometri, da? După cum vedeți, ne arată deja aici două de rezultate și dăm să ne arate rezultatele. După cum vedeți, ne arată deja pe autostradă, da? Câteva parcări la servisuri. Ne mai arată și pe naționale, ne arată lay-by-uri, gen cum e ăsta de aici, care e foarte ok. Uite, lay-by, da? Aici este un servis. Și așa puteți găsi, uite, pe Google Maps, dacă dai pe parcare, nu vei găsi lay-by-urile astea. Adică lay-by-uri știe cam toată lumea ce înseamnă. Sunt parcări pe marginea drumului, pe naționale, dar care nu sunt semnalizate în navigații, gen în IGO sau în TomTom sau nu mai știu ce. Deci nu le veți vedea în modul ăsta puse. Haideți să zicem, căutăm altceva. Închidem de aici. Căutăm, nu știu, gen, nu știu, o platformă. Platformele industriale. I-am dat înapoi back, tot Carlisle, tot pe 20 de kilometri. Nu găsim nimic. Băi, să știți că m-am jucat un pic cu asta, n-aș vrea să sune prost, dar aplicația are și puncte minus, asta este evident. Iar pe Anglia, punctele minus sunt destul de multicele, am văzut că sunt multe depozite care nu le vede. După cum ați văzut, pe și firma asta este aici, Down Fresh, nu o vede, da? Hai să vă arătăm cu chestia asta, hai să vă arăt o altă opțiune. Să arătăm, stai, unde era? Aici, parcă, nu? Stați așa. Cum am adăugat asta, că nu mai știu. Trebuie să vă arăt, am o cerere de prietenie, stați două secunde. Sorin, îi dăm ok, i-am dat și lui ok. Două secunde, trebuie să adăugăm o locație. Nu mai știu cum făceam să adaug o locație. De ce nu mai știu? Pentru că sunt un cretin. Așa, și ce eveniment să aleg eu de aici? N-am. Radar fix, altele, nu știu ce, la poliție.
Bă, cum facem să selectez? Așa, mă, gata. Sunt tâmpit. În dreapta, în colțul din stânga sus, aveți un pin cu un plus, da? Îi dați click pe el. Și aici vă dă tipul locației ce este, da? Și aici vă dă în felul următor. Vă dă depozit. Platformă. Depozit. Selectează, da? Și selectăm pe Downfresh. Pac. Adaugă locație și scriem aici. Depozit Down Fresh. Ok, descriere, loc încărcare, descărcare. Descărcare. Trimitere. Adaugă locație, putem să punem și o poză. Ah, n-am pus, am uitat să pun o poză. După cum vedeți, mi-a scris, ați adăugat cu succes un nou depozit lângă Udingston, exact unde este asta. Și a dat OK. Am mai adăugat un depozit, vedeți? Deci chestiile astea sunt de ajutor pentru noi șoferii, pentru că de multe ori cauți o locație sau întrebi pe cineva și nu știi, așa trebuie să o cauți după aia pe Google. Domnul, unde? A, pe Google, acolo. Faptul că sunt locații pe care nici Google nu le știe sau nu le cunoaște. Și atunci, de multe ori, e de ajutor ca un coleg să spunem că vine și adaugă această locație și să spunem că tu, peste ceva timp, vei avea nevoie de ea. Aplicația, cam asta se vrea, un fel de comunitate care se ajută. Asta mi se pare cel mai ok, cel mai tare la aplicația asta. Aplicația nu se vrea un navigator, nu se vrea o aplicație de rutare, pentru că evident aici dacă vrem să navigăm către ceva, uite, să vedem parcarea asta, da? Îi dăm, nu recinzie, îi dăm să ne ducă acolo și dăm navighează, veți vedea că aplicația ne bagă în Google Maps. Și evident Google Maps nu are rutare pentru camioane, ceea ce nu vă recomand să o folosiți, decât dacă în parte știți traseul și vedeți că mergeți doar pe drumuri destul de mari, ori naționale foarte mari, ori autostrăzi. Și în plus de asta, știți, mai sunt poduri, mai sunt drumuri restricționate pentru că am așa pe autostradă, știi că nu ai niciun fel de problemă. Serviciul ăsta este pe autostradă. Normal, cred că aș putea să mă duc pe Google Maps să ajung acolo. Bine, oricum știu traseul de aici și știu că pot să ies ok. Deci, aplicația nu se vrea ca o aplicație de navigare sau nu știu ce. Nu, este pur și simplu o aplicație în care șoferii își aduc ajutorul unul altuia prin adăugarea de locații, de parcări, de orice puncte de interes pentru noi șoferii de camion. Mi se pare foarte mișto chestia asta. Aici la noutăți, după cum vedeți, lumea aici vezi cumva un fel de newsfeed ca la Facebook, în care vezi exact activitatea prietenilor tăi sau a celor din comunitatea asta din Macon. După cum vedeți aici, mie mi-arată deja că am adăugat eu o locație. Ne-l arată și pe colegul Daniel Cimpoeru că și el a adăugat o locație. Uitați, Daniel Cimpoeru a adăugat o poză la un Aldi. Aici, într-o parcare, a adăugat o poză. Uite, și CreeRiz a început să folosească chestia asta în Trelleborg. Uite, Sorin a pus o poză de autogară, Trackerboy a pus o poză din Scoția și chestia asta. Deci o aplicație care cred eu că ne va ajuta pe noi și ne va face să și interacționăm unul cu altul. Pentru că aici, după cum vedeți, la prieteni poți adăuga prieteni, poți lăsa comentarii, poți, nu știu, poți aprecia pozele unora sau altora. Locațiile îți arată tot ce i-a adăugat până acum. Eu am adăugat astăzi și ceva de trafic, dar am vrut doar să testez ceva. După cum vedeți, am adăugat Red Bordal, Tesco Frozen Daventry, Corn Food la Stocksley, Depozit Downfresh, unde sunt acum. Și probabil de acum încolo voi încerca mereu să pun aplicații, să pun locații exact unde mă duc și care nu apar pe harta lor, să le adaug.
nu știu, la categorii, după cum vedeți, sunt foarte multe, da? Puteți căuta inclusiv locații și inclusiv evenimente, trafic, restricții, accidente, radare, poliție, controle. La categoriile de locații ce puteți căuta aveți parcări, depozite, platforme, gări, porturi, aeroporturi, vamă, feribot, benzinării, restaurante, cazare, la... Ce să vă mai zic așa ca și un sfat, nu folosiți aplicația în timp ce conduceți, opriți-vă într-un loc, să spunem, în siguranță, căutați și aveți nevoie, după care vă băgați detalii în navigatorul vostru sau să vă ducă acolo. O altă chestie tare ce mi-a plăcut, în momentul în care sunteți oprit, da, dat aici locația, în colțul din dreapta sus, sub ceasul meu, vedeți un buton cu 3 liniuțe. Dacă ai dat click pe el, aici vor apărea absolut tot ce este în jurul tău. Absolut tot. Toate locațiile care sunt în jurul tău. După cum vedeți, sunt 10, mii, sute. Și tot ce e în jurul tău, nu știu, uite, gen până la o rază de 50 de kilometri. Cred că și mai mult. 55, da, deși mai mult. Sunt foarte multe locații. Și asta e mișto dacă ești într-o locație, să spunem, și spune dispecerul, trebuie să încarci după lângă tine, după acolo. Vezi unde sunt ăia. Pac, te-ai intrat aici și poate îi găsești. Avem aici o parcare, Botwell Service Hamilton, Bellshill Morrisons, tot parcare, Bellshill Motorul, tot parcare, Larkin este o parcare într-o zonă industrială, e tare, uite, nu știu în chestia asta. Uite aici, exact unde schimbăm noi vagoane. Larkin Way. Uite, aici ți arată ca și parcare. Aici schimbăm noi vagoane. Aici este Morrisonul, ies eu de la Morrison, dar traversez A725 și intru aici să parchez, să schimb. După cum vedeți, este deja recunoscută ca și parcare, pentru că dacă se spune nu ai program sau na, cei care fac tramping prin Anglia, știu, zonele industriale sunt recomandate ca parcare, adică toată lumea se parchează în zona industrială. Chiar dacă nu ai facilități, WC-ul, duș și chestii de astea, dar pentru o noapte poate nu e chiar nevoie. Stați așa că îmi bate soare în ochi. Deci aplicația poate fi de ajutor, de foarte mare ajutor pentru toată lumea. Vă recomand să o descărcați, o găsiți și pe Google Play și pe App Store pentru iOS. Există și varianta web pentru cine vrea, www.maponia.ro. Vă recomand să o încărcați, vă recomand să o folosiți cu încredere, să adăugați puncte pe oriunde vă duceți sau în ce locație ajungeți. Dacă nu sunt băgate acele locații în aplicație, vă rog să le adăugați. Puteți să adăugați poze, puteți să adăugați ce vreți voi, după cum ați văzut. Aplicația este gratuită, nu uitați de chestia asta. Repet, nu o folosiți cu telefonul în mână sau pe tabletă sau pe orice în timp ce conduceți. Alt lucru nu știu ce să vă mai spun. Haideți să facem o comunitate mare și frumoasă de șoferi profesioniști. În loc de Facebook să avem Maponia, pentru că avem multe, multe, multe lucruri cu care ne putem fi de folos unul altuia, chiar și indirect, nu neapărat direct. Da? Sper că m-am făcut destul de înțeles și sper că am explicat pe înțelesul tuturor tot ce ține de chestia asta, de aplicația în sine. Nu știu, cred că dacă o să mai am ceva de spus, o să mai revin. În momentul acesta o să o mai testez, până în momentul în care o să plec acasă, o să mai testez. Evident, o să mai adaug locații. Faceți-vă cont, trimiteți-mi cerere de prietenie, am userul Trackerboy, după cum vedeți, da? Trackerboy, cu o poză de-a mea. Vă aștept aici și sper să facem o comunitate frumoasă. Astea fiind spuse, vă tare mulțumesc și ne vedem la Truchereală și la un nou vlog despre Maponia în curând. Facem o recenzie, ca să zic așa.
după ce am folosit-o de vreo 2 săptămâni, o să facem o recenzie și vă spunem plusuri și minusuri. Sper că v-a plăcut video meu, nu uitați să dați și voi un like, un share. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă. Și astea fiind spuse, eu vă tare mulțumesc. Ciao!